Eu m-am gândit la o fundație pentru științe și tehnologii Henri Coandă, care să fie adepostită de Casa Coandă, pe care marele inventator Henri Coandă a lăsat o moștenire României cu condiția să fie Casa Gândirii Românești. Ori mai bine ca asta ce se poate. Adică acolo aș vedea toată mass media de știință, aș vedea toate, tot think tanks. Sunt multe, câteva 50-100 de grupuri de reflexie în țară care ar veni. S-ar organiza competițiile pentru elevi, pentru studenți de creație tehnică științifică. Ar fi un loc perfect, la doi pași de Academie, adăpostită de Academie. Ne-am străduit cu toții cei de care am fi acolo să dăm și mai multă greutate Academiei. Cred că mâine, fiindcă s-au adunat din vacanță multe teme, dar sigur va fi data viitoare. Contăm și pe domnul Cancian Zamfir. E o idee extraordinară și cred că mă mir că n-a fost mai de mult ideea aceasta. Trebuie cineva să ne unească în domeniul științei și tehnologiei din România. Ministerul și are treburile lui, așa cum spuneam, unii vin, alții pleacă. Politica lor e mai mult legată de cum să cheltuiască banii bugetari când îi cheltuiesc, dar partea asta e de știință. Muzeul acela al științei și tehnicii, al istoriei tehnicii, nu numai din România, dar în general pentru copii. Exact, da.